Autoritățile locale continuă investițiile realizate în municipiul Calafat. De această dată au fost alocate fonduri pentru lucrări în cadrul cimitirului din localitate. Mai exact a fost reabilitată o clădire aflată într o stare avansată de degradare, care se afla lângă capela din cimitir. Clădirea care nu mai beneficiase de modernizări de ani de zile a primit destinația de casă de privei. Valoarea totală a lucrărilor este de aproape 200.000 de lei și este prevăzută inclusiv amplasarea de mobilier, mese și scaune. Este o reabilitare a unei insalubre, de care cetățenii ar fi trebuit să beneficieze de mult, însă, așa cum am făcut și cu alte investiții și cu alte reabilitări, venim în sprijinul cetățenilor pentru că atunci când au un eveniment nefericit în familie, să aibă condiții optime să stea lângă el pe ultimul drum.